Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Ioana Laghirghe și vă prezint jurnalul GDS. Întâlnire între mediul de afaceri și autorități astăzi în sala mare a primăriei Craiova. Despre ce este vorba vă spunem la știri, imediat după titlurile ediției. Procurorii au efectuat astăzi 16 percheziții în Craiova și în capitală la mai multe societăți suspectate de infracțiuni de corupție, printre acestea și Transelectrica. Ziua Națională fără tutun a fost sărbătorită astăzi și în Bănie. Peste 2600 de persoane au fost disponibilizate anul acesta în județul Dolj. Dezbaterile Parteneri pentru Dezvoltare organizate de Curierul Național, UGIR, Patronatul Presei Locale din România, alături de partenerilor, au ajuns la Craiova. Evenimentul a avut loc în sala mare a primăriei, care s-a dovedit neîncăpătoare pentru toți cei interesați de subiectele abordate. Vorbim despre aspecte legate de fiscalitate, de atragerea fondurilor europene, dar și de oportunitățile investiționale în regiune. La dezbatere au participat reprezentanți ai autorităților locale, ai mediului academic, ai mai multor ministere. Au fost prezenți oameni de afaceri din 7 județe și reprezentanți ai unor patronate și asociații de oameni de afaceri. Mediul de afaceri de bine unit, sau facem primii pași, și dacă o să creăm două locuri de muncă, băi, două, reprezintă un succes. Încă de la început, de la venirea noastră în județul Dolj pentru a începe organizarea acestui eveniment, am observat potențialul de business, potențialul economic și deschiderea foarte mare a autorităților locale. Lucru care ne-a și ajutat să ajungem până în acest punct. Platforma industrială a Craiovei a pierdut, din păcate, aproximativ 70.000 de locuri de muncă din 1989 până în acest an. Județul Dolj este plasat pe primul loc la numărul de șomeri în România și din această cauză, împreună cu Consiliul Județean, reprezentat aici de domnul președinte Ion Priotasa, a trebuit să facem în ultimii 3 ani foarte multe deplasări externe și să luăm foarte multe măsuri pentru a reuși să dezvoltăm din nou, din punct de vedere economic, această zonă. Sunt două lucruri pe care Universitatea le poate face pentru dumneavoastră și numai împreună cu dumneavoastră. Să vă pregătească personal înalt calificat, dar pentru acest lucru trebuie ca împreună să stabilim strategii de personal pe termen mediu, cel puțin, dacă nu pe termen lung. Deci cu toții un inginer nu se creează în 6 luni. A doua chestiune este cercetarea. Este o evidență pentru toată lumea că marea majoritate a sectorului de construcție a fost în ultimii ani, mulți ani, un ostatic al mediului politic. Această realitate trebuie schimbată, plecând de la legislație, plecând de la atitudinile care trebuie asumate pe contracte. Contracte care și ele vor trebui duse pe o formă nouă și noi plătăm pentru o formulă fidic a condițiilor contractuale, care este cutumială în multe țări comunitare. Încercăm să facem astfel încât și la nivel național, și la nivel regional, și la nivel de județe, să se aplice legea unitară. Pentru că am constatat anumite probleme, niște disfuncționalități, să le spunem așa, la Botoșan se aplica cumva, pe la Oradea înțelege altceva. Și împreună încercăm să fim unitari în ceea ce se aplică. Emisiunea Economia Sudului de la Alege TV, care va fi difuzată luni 23 noiembrie de la ora 21, va fi dedicată integral dezbaterilor de astăzi. Procurorii DNA au făcut astăzi 16 percheziții în Craiova și București, la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți cu capital de stat și privat. Printre acestea se numără Transelectrica și societatea Smart, filiala companiei care asigură mentenanța rețelei electrice de transport. Anchetatorii suspectează că societățile respective ar fi comis infracțiuni de corupție.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni de infracțiuni de corupție și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, comise în perioada 2011-2015. În cursul zilei de astăzi au fost efectuate percheziții domiciliare în 16 locații, dintre care 4 la sediile unor sucursale ale unor societăți cu capital de stat și la un sediu central situate în municipiile Craiova și București, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice și sediile unor firme private. Procurorii DNA au făcut percheziții la Transelectrica și la societatea Smart, filiala companiei care asigură mentenanța rețelei electrice de transport. Au fost ridicate mai multe documente. Contactat de redactorii Gazeta de Sud, Mihai Neațu, directorul Transelectrica, sucursala de transport Craiova, a precizat că nu are niciun comentariu de făcut în legătură cu perchezițiile care au avut loc astăzi. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații. Numai puțin de 9 percheziții domiciliare au avut de asemenea loc la mai multe persoane din Bechet și Ostroveni bănuite de comiterea unor furturi din locuințe. Polițiștii au ridicat mai multe bunuri a căror proveniență nu a putut fi justificată. Din investigațiile oamenilor legii reiese că doi bărbați de 30, respectiv 36 de ani din Ostroveni au sustras bunuri în valoare de 5.500 de lei din mai multe locuințe în perioada octombrie-noiembrie. Prejudiciul a fost recuperat în proporție de 80% și predat păgubiților. Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt cercetați pentru furt calificat. Își aprind adesea țigara doar din curiozitate sau pentru că așa fac prietenilor. Este povestea multor tineri care ajung să fumeze încă de pe băncile școlii, nu cunosc însă riscurile la care se expun. Despre acest subiect au discutat astăzi elevii de la Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate cu specialiștii Centrului Antidrog Dolj, chiar de Ziua Națională Fără Tutun. Este foarte importantă și de ce este foarte importantă? Este foarte importantă pentru că problema consumului produselor din tutun este una extrem ridicată. Ziua Națională Fără Tutun se sărbătorește în fiecare an în cea de-a treia zi de joi a lunii noiembrie. Reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dolj au organizat astăzi mai multe activități de informare a elevilor asupra pericolului fumatului. Încercăm să punem în practică acele acțiuni, așa cum spuneam, prin care să sensibilizăm opinia publică, dar în special adolescenții și tinerii cu privire la riscurile care decurg din relația cu produsele din tutun. De asemenea, punem accent și pe aspectele ce țin de efectele nocive ale fumatului pasiv. Deja este cunoscut faptul că fumatul pasiv, adică asta într-un mediu unde se practică, un mediu închis, un mediu viciat de tutun, riscurile pentru sănătate sunt foarte, foarte ridicate. Tentația este mare, mai ales în liceu, când mulți elevi ajung să fumeze din cauza anturajului. Unii dintre ei sunt mai norocoși pentru că întâlnesc, la momentul potrivit, persoanele care să le explice la ce riscuri se expun. Alții se luptă cu acest viciu toată viața. Îi văd fumând, se mai întâmplă să-i văd și în școală, în permanență discut cu ei, mai ales cu cei mai mici, și le spun ce înseamnă consumul de tutun la această vârstă fragedă, ca profesor de biologie și voluntar antidrog. Vi se pare că sunt receptivi? Da, să știți că am avut surprize de foarte multe ori copiii să-mi spună, de acum, doamnă, n-am știut, este presiunea grupului, este anturajul, dar din acest moment arunc țigările, fiindcă nu am știut cât îmi face de rău. Fumatul nu cred că aduce o stare de bine, cred că nu aduce sănătate, este o chestie pe care mulți zic că o fac din plăcere sau că le aduc o stare de bine, dar nu sunt de acord. Mai reușiți să eviți? Voință. Fumatul nu aduce o stare de bine, adică e doar o plăcere a omului și nu este bine. Înțeleg că nu ești fumătoare. Nu. Nu ai încercat. Te-aș ruga să-mi spui ce te-a făcut să te ferești de treaba aceasta. Păi, voința, adică nu am vrut să ajung în starea prietenilor mei, să am probleme de sănătate. Mișcarea în aer liber este o alternativă la fumat. Din acest motiv, la Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate, Ziua Națională Fără Tutun s-a încheiat cu un meci de fotbal.
Craiovenii care au restanțe la întreținere și sunt dați pe mâna executorului ajung să-și plătească datoriile în 10 de ani. În acest timp mai pot acumula și alte debite către asociația de proprietari. Sunt mii de cazuri de restanțieri care ajung să-și plătească datoriile în rate. Pe de altă parte, vecinilor, deși își achită lunar întreținerea, riscă să rămână fără utilități din cauza răuplatnicilor. Mai mulți craioveni au fost dați în judecată de asociațiile de proprietari și s-a ajuns în stadiul în care trebuie să fie executat silit. Numai că, în urma hotărârilor judecătorești definitive, aceștia își plătesc datoriile în rate. Acest mod de plată îngroapă asociația în datorii, dar este și în detrimentul celorlalți proprietari care riscă să rămână fără utilități din cauza vecinilor răuplatnici. Practic, în acest ritm, asociațiile de proprietari ajung să recupereze datoriile în 10 de ani. Într-o astfel de situație se găsește asociația de proprietari numărul 2, Nicolae Titulescu. Așa a stabilit instanța și este foarte rău pentru că avem, de exemplu, proprietari cu 16.000 și 17.000 de lei și câți ani trec până ne plătesc ei datoria. Între timp acumulează alte restanțe, iar pe noi ne amenință termoficarea că ne lasă fără căldură, a declarat pentru Gazeta de Sud Didina Șalavarin, administratoarea asociației. În aceea situație este și asociația de proprietari numărul 23, Craiovița Nouă, unde peste 20 de proprietari își plătesc datoria în rate. Inițial am făcut înțelegere în instanță că vor plăti în mai multe tranșe pe fiecare lună, dar nu s-au ținut de cuvânt și acum am ajuns cu ei la executor. În cazul unuia dintre ei am trecut la executarea imobiliară, restul urmează să recupereze executorul tot așa în rate, fiindcă nu au cadastru pe apartamente și nu le putem scoate la licitație, a afirmat Gheorghe Berceanu, președintele Asociației de Proprietari numărul 23 Craiovița Nouă. Cum se ajunge în astfel de situații, a explicat Ion Pătrulescu, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Craiova. Reprezentanții asociațiilor în calitate de creditori vin adesea în instanță și încheie o tranzacție cu debitorul. Aceasta se consemnează în încheierea de ședință și în hotărârea judecătorească, unde se face vorbire și de plata în rate. Dacă ulterior deciziei instanței debitorul nu se ține de plata debitului, se ajunge la executor. Acesta are posibilitatea să facă poprire pe salariu, dar să nu depășească o treime din venituri și în acest caz plata tot în rate se face. Din câte cunosc eu, sunt aproximativ 1000 de astfel de cazuri în rândul la 100 de asociații de proprietari, a explicat Ion Pătrulescu, jurist. Executorii judecătorești susțin că plata în rate a debitului se face doar atunci când datoria unui restanțier este de până la 10.000 de lei. Orașul Filiaș va rămâne mâine fără apă potabilă. Se va întâmpla între orele 9-16 când vor fi executate lucrări pe strada Avramiancu. Din cauza manevrelor de golire și umplerea sistemului public de alimentare cu apă potabilă, ocazional se pot produce modificări ale calității apei potabile, iar consumul va fi evitat până la limpezire. Pe de altă parte, compania de apă Oltenia a anunțat că va asista de pe 23 noiembrie furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în mai multe blocuri din municipiul Băilești. Este vorba despre blocurile 1A, 6A, 5A, 5B, 7A, 7B și 8B din Asociația de Locatari numărul 2. Motivul este acela al neachitării debitelor restante. Apa potabilă va fi asigurată prin intermediul a două cișmele din cartier. Peste 2600 de persoane au fost disponibilizate anul acesta în județul Dolj. Mult mai puțini au fost angajate, așa că nivelul șomajului a rămas ridicat, undeva în jurul procentului de 9%. Potrivit datelor comunicate de AJOFM Dolj, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, agenții economici care au oferit locuri de muncă au întâmpinat probleme precum lipsa de pregătire profesională, dar și de seriozitate. Evoluția forței de muncă a fost influențată anul acesta în județul Dolj de mai mulți factori. O influență directă asupra forței de muncă au exercitat scăderea nivelului de pregătire și calificare a personalului muncitor, o integrare dificilă socioprofesională a categoriilor defavorizate, atât etnic, cât și a celor care și-au pierdut în urma restructurărilor vechiul loc de muncă, trecerea la o nouă structură de relații economice bazate pe sistemul de piață liberă și concurențială și o eficiență și o productivitate a muncii încă insuficiente.
În Dolj, cele mai multe locuri de muncă au fost și în 2015, în mediul urban, în special în Craiova. Și oferta a fost una diversificată, în vreme ce în mediul rural, reprezentanții AJFM Dolj vorbesc despre o gamă redusă de profesii și meserii. Disponibilizările au fost multe în acest an, iar rata șomajului s-a situat în jurul procentului de 9%. Dintr-un număr de 2689 persoane disponibilizate, un număr de 235 de persoane au fost disponibilizate efectiv. Totodată, în cursul anului 2015, au fost agenți economici care au angajat un număr considerabil de persoane. Cele mai frecvente probleme pe care le-au întâmpinat agenții economici la angajarea de personal au fost lipsa unei pregătiri profesionale adecvate, dar și neseriozitatea. Peste 50 de elevi din Goicea beneficiază de pregătire suplimentară în regimul After School. Se întâmplă în cadrul proiectului Elevi mai buni într-o școală mai bună, implementat la nivel de comună. De asemenea, mai mulți tineri care au abandonat studiile s-au întors în clasă și continuă acum să învețe. Proiectul Elevii mai buni într-o școală mai bună este implementat de Școala Gimnazială Tudor Segarceanu, în parteneriat cu unități de învățământ din Vrancea și Iași. Într-o primă etapă a programului, 53 de copii din Goicea, cu posibilități financiare modeste, au participat la o tabără de vară desfășurată la Olenești. Acum beneficiază de pregătire suplimentară la clasă. După terminarea orelor, elevii din cadrul școlii noastre, cei 53 de elevi, sunt grupați pe 4 grupe, clasele 3 grupe, clasele a 3-a și a 4-a, clasele a 5-a și a 6-a și clasele a 7-a și a 8-a. Acești elevi își continuă după cursuri activitățile pentru a îmbunătăți atât rezultatele școlare, cât și rezultatele noastre de la evaluările naționale. Micuții sunt încântați de programul After School, pentru că îi ajută să înțeleagă mai bine lecțiile. De asemenea, ei primesc și un ajutor financiar. Facem fișe și activități recreative. Adică pe lângă orele normale, rămâneți după aceea și mai faceți și alte activități. Da. Cât de important este pentru voi să faceți acest lucru? Este important pentru că ne ajută. Rezolvăm temele pe care le avem. Alți profesori în alte școli vin și ne ajută, ne explică mai bine peste ce avem noi. Și fișe, tot felul de exerciții. Te-a ajutat acest lucru să înțelegi mai bine orele și ceea ce faci la clasă? Da, foarte mult. Acasă aveai pe cineva care să stea să se ocupe de tine îndeaproape de teme? Puțin sora mea, nu mult. În cadrul proiectului există și o școală pentru părinți, care sunt consiliați de 2 ori pe săptămână de 2 profesori psihologi. Nu în ultimul rând, programul Elevi mai buni într-o școală mai bună a oferit șansa și tinerilor care au abandonat școala și acum s-au întors să-și continue studiile. Vârsta acestora nu depășește 18 ani. Avem 2 eleve care, chiar 3 pot spune, sunt căsătorite, iar 2 dintre ele au deja copii. Însă vin cu mare drag la școală. Ele sunt de ciclu gimnazial, vin cu mare drag la școală pentru a-și definitiva studiile. Ei doresc deja să continuăm pe mai departe pentru a finaliza un ciclul de învățământ gimnazial. Pentru că nu vor să se oprească aici. Văd și ei că la ora actuală, fără școală, fără o diplomă că ai finalizat unele studii, nu se mai poate. Elevi mai buni într-o școală mai bună înseamnă nu doar cursuri la un nivel înalt, ci și dotarea școlii în care învață aceștia. A fost o dotare pe domeniul de informatică, de asemenea 2 laboratoare din nou modernizate și asta considerăm că este un lucru deosebit. Recent școala a fost vizitată de o comisie de evaluare, ARACIP-ul numit, și spre bucuria mea este că au fost 38 de calificative foarte bine și numai 5 de bine. Proiectul Elevi mai buni într-o școală mai bună este finanțat de Uniunea Europeană cu peste 1.500.000 de lei, comunitatea locală contribuind cu aproximativ 30.000 de lei. Acesta se va finaliza în luna decembrie, dar reprezentanții primăriei Goicea spun că vor să mai scrie astfel de proiecte în sprijinul copiilor din comună. Dacă ești sănătos, înveți și mai bine, așa încurajează reprezentanții primăriei Unirea Tinerii, pentru care au construit anul acesta o bază sportivă. Aici pot juca fotbal, basket sau handbal, atât în timpul orelor de sport, cât și în pauzele dintre cursuri pentru a se recrea puțin. Cei mai buni dintre ei sunt susținuți să facă sport la un nivel mai înalt, poate chiar să joace în echipa de fotbal aflată în Liga a 4-a. Baza sportivă de la Școala Unire a fost realizată cu fonduri europene, într-un loc în care părea că nu se poate construi nimic. Era aici un canal deschis, erau
niște lilieci, era un fel de paragină și uite că se poate face și un lucru foarte frumos și util pentru elevi. Este făcută printr-un proiect european, prin Gal Calafat, după cum vedeți arată foarte bine. Elevii pot să joace handbal, mini-fotbal, tenis de câmp, basket, volei, toate ramurile sportive. De dimineață, în timpul cursurilor. După amiază, vin tinerii satului și fac în special fotbal, că noi avem și echipă de fotbal și aici se inițiază și după aia îi băgăm pe terenul mare. Îi trecem la seniori. Când s-a construit baza sportivă, s-a renunțat la ideea unui gazon de iarbă în favoarea unui material mult mai rezistent. Aici un material sintetic care e foarte rezistent, de ultimă oră pentru sport și pe terenurile de nivelul acesta. E mai bun decât iarba aia artificială, mai rezistent. Și copiii se bucură pentru că din mișcare rezultă sănătatea și fiind sănătos învață și mai bine și dă rezultate în viață, trăiește mai mult. În timpul orelor, când copiii sunt la alte ore în afara sportului, baza este închisă, deci nu intră nimeni, niciun extern, iar la pauză copiii vin și se relaxează cele 10-15 minute pe care le au la dispoziție, vin și le petrec aici. Sportul este încurajat în Comuna Unirea de autoritățile locale. E la mare căutare și chiar bine plătit. N-avem portar, căutăm portar. Deci din pauza competițională căutăm un portar de calitate. Aviz amatorii. Plătim bine? Marcel Iure și Teatrul Act din București prezintă pe 24 noiembrie de la ora 19 spectacolul Absolut la Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri. Odată cu această piesă se reînnoiește parteneriatul dintre cele două instituții început în noiembrie 2014. Spectacolul Absolut ajunge la Craiova după ce va fi pus în scenă în Ungaria pe 22 noiembrie la Teatrul Național din Budapesta. Absolut, după Ivan Turbincă de Ion Creangă, deține premiul pentru cel mai bun spectacol al unei companii independente, adjudecat la Festivalul Comediei Românești FESCO, ediția 10-a. Spectacolul se adresează unui public de peste 12 ani, iar prețul biletului de intrare este de 20 de lei. A venit acum momentul informațiilor meteorologice. Chiar dacă vremea se răcește în mai multe zone din țară, toamna în Oltenia rămâne blândă în următoarele 24 de ore. La noapte se vor înregistra 2 grade Celsius la Târgu Jiu, 3 la Corabia, 4 la Craiova, 5 la Drăgășani și chiar 6 grade Celsius la Calafat și Drobeta Turnu Severin. Mâine vom avea parte și de nori, dar și de soare, care va fi ceva mai generos în Dol și în Olt. Vor fi 17 grade Celsius la Târgu Jiu și Râmnicu-Vâlcea, 18 la Craiova și 20 la Cetate. Cel mai cald va fi la Calafat, unde maxima zilei va ajunge la 21 de grade Celsius. Știrile se încheie aici, urmează imediat informațiile din sport. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc să aveți parte de o seară minunată în continuare. Pe mâine!